piața. Ne mutăm, plecăm în nordul Thailandei. Hai. Cadă de aproape cu Alin sonoros. Bă, am dorit 8 toi, nu știu, ți-a găsit și mai flash, nu? Data bancul. Am ajuns în Chiang Rai. Așteptăm bagajul meu. Ce l-au făcut? Da, de aici? Da. Aici și bagajierul la fetiță. E bine că nu ai toate bagaj. Ăștia nu sunt coi, nu? Nu. Sunt frați cu coi. Bine, nu vorbi de iurea. Mă bine, ceilalte zi, să mă apare. Până sunt o să... Of, mi-a dat geabă. Foarte păi. Frumos aici, da.
foarte drăguț aici, e foarte verde și mi-aduce așa Bali. Da. Foarte frumos în, până acum foarte frumos în nordul Thailandei. Hai, bebe, exercitați dreptul de a intra în cameră. Pune-o aici. Măi, da, foarte, foarte drăguț, cu roz, un tablouaș. Și aici avem o terasă către piscină, corect, corespunzător cum trebuie. Bebe, am revenit la cazare, ok, nu? Hai că au fost ok și celelalte. Iar în partea asta avem baia. Iar în baie avem... Foarte frumos, nu uite și tu cât de frumoase sunt astea. Mamă, ce drăguț arată. Foarte fain. Da. Da, cum zicea Alin, concluzia este că 4 stele în Thailanda nu se compară cu 5 stele în India. E foarte bine. Foarte drăguț. Venisem să închid AC-ul, dar am găsit această chestie care închide toate luminile, care le deschide înapoi, care închide aerul condiționat. Da, ce pot să zic? Al nivel. Noi suntem atât de impresionați de cazare, pentru că noi am făcut downgrade la cazare, adică noi trebuia să plătim cu vreo 1000 de euro în plus, aproape 2000 de euro în plus pentru cazări ceva mai bune. Și astea sunt nivel 3-4 stele. Adică, nu știu, mi se par top. Adică, nu știu, chiar foarte, foarte bune. De-aia suntem așa de uimiți. Și plecăm în tuk-tuk ride de 2 ori. Hai că am tot, hai să mergem. Nu ți-am luat o minuță, ia-te datorii. Unde este? Este pe birou celor. Hai că-ți vine aia. Asta este Alin care, practic, el fiind speriat de bombe, na, crede că lumea se sperie dacă îmi face așa. Vreau și eu, te rog, telefonul meu. Cum să alerg după timp? Poți să-mi dai? Mulțumesc! Această cazare este păstă medie. Nu că era pe stișori. Yeah, we have in the back. Yeah, because the cold. They be showing the green. Missed it. My jacket, because it's low roof. Yeah. And abuela, frate nostru. Tuk-tuk-ul. Măi, da, tuk-tuk-ul ăsta este premium. Deci tuk-tuk-ul ăsta este ceva mai premium. Adică avem și banane aici. De piele așa frumos, da. De place nouă, uite. Avem aer condiționat. Deci e ceva premium aici. Tuk-tuk-ul e 5 stele, așa. Da, da, da.
Și tipa aia încerc. Să pornim la drum. Să vizităm Chiang Rai. Acesta este regele Rai, după care s-a luat și numele orașului Chiang Rai. Chiang înseamnă oraș. Se aduc niște ofrande, de exemplu o floare, o lumânare și aceste bețe pentru insecte. And you can make a wish this way. Și se pot pune dorințe cu aceste bețe. Cu această lumânare mergem și o aprindem. Because well, when going, they get more juice. Yeah, and also their meat, they can eat. Deci asta este nucă de cocos fiartă și aia este fresh. Și ce că le fierb ca să aibă mai mult suc și să fie mai rezistente, să țină mai mult. Astea sunt alea mici care se ceapa aia, mică, aia albă, știi? Also the bitter. We don't have this one. That's the and bitter cucumber, the green long bean. It's fasol. Ah, fasol. Ah, okay. So long. Yeah, green long. This is more sour. Tamarin. Oh. Nu știu exact. Tamarin. Da. E în jur de 10 lei acest pește, care e destul de mare. Sticky rice and the grinding now with the sesame. Și zahăr pe băț. Tu te știu cât am urât, cum ne plăcut. Artificial, n-am de seama, ați făcut chimica aia. Și acest persimon. Care e așa. Are gust de măr. Și asta este cealaltă versiune de tamarin.
gan murai mai e oso. Ce mai scazi le bacăuri cu pește asta la grătar? Aici e grătar pe om. Și asta este sticky rice în bambus. Și practic îl desfac ca pe banană. Și asta este turnul cu ceas. Și Alin tot îmi spune pe măsură ce vedem lucruri să mai luăm câte ceva, să mai luăm câte ceva. E dezastru băiatul ăsta cu mâncarea. Uite, de astea n-am văzut niciodată. What is it? What is this? What is this? Rose apple. Rose apple. Oh, deci e tot un fel de măr. We call that rose apple, but the shape is like nose. Rose apple. Și ceva ce n-am mai mâncat de foarte mult timp. Uite cât avocado. Avocado. And what is this? Dry paw. Dry pork. What is this? The dry one, and then now we also to cook them, fry them again. The pork with herbs. Yeah. Dry pork. Jumări mai. Uite și jumări. Some red curry. Și sarmalele noastre, numai că în frunze de banană. See, similar of the red curry, but it's the dry one. We are cooked by steam. Yeah. Uite și cum se numesc alea de le face tati? Cighiri. Cighiri lui tati, da. Sunt făcuți aici. They also mix with the grass noodles. Se schimbă culorile acestui turn la fiecare oră fixă, începând cu 7. Gata, a durat 3 minute. Și de acolo în mijloc a coborât miracolul. Foarte mișto la night market. Cu astea am băgat la prânz, mai vreau să negru cu astea. Cu
foarte frumos în Night Market. Multe localuri, ai muzică live. Mai un melcișor, mai un crab, mai o caracatiță. Asta e chestia aia, nu știu, da? Mați de porcuri? Nu știu, și de aia dubios. Pentru a lunga insectele. Oh, roșu, vremea băzălică vopsit. Cam de vreme. E bea ianuarie. Deci trebuie să punem carnea aia, care cred că e afumată, trebuie să o punem aici înăuntru ca să se prepare la fiert până și niște noodles și cu ou. Practic un fel de supă a Ikea, știi? Adică să faci tu când vine aici. Ne gătim aici supa. E ca un jucar, nu? Ai făcut după aia dacă vreau. Ai făcut și pâine să jucă. Uite, se gătește, ce îți face? Și pune și nu dă chips. Am mai amestecat, acum punem la piert un pic. Experience for that, the local soup. Very nice, yeah. You're building your own soup. Cam își pură și ăsta. Bun? Foarte bun. Și acum se punem bolurile astea mici. Și este cam așa. Acolo încă arză focul. E o muncă de echipă aici. Și pentru a de când am plecat din țară, niște bere. Bere cu supă. Auzi-o cum face asiatica mea. Asta am pus în supă. Și aia și ou. Am terminat cu supa, s-a rupt încă mai, se mai face ceva și supă. Am mai luat niște grătar de porc, ceva jumări, așa. Suntem cam full. Foarte bun calamarul. Da, supa asta are pui, vită, porc, calamar, calamar, cracatiță, ou. Hai să mâncăm și niște de ăsta și după aia dăm pe desert. Mă simt ca la o bunică de Crăciun, așa, bagă mâncare, cum? Mai mănâncă? Cum? Lasă și mâncați, plecați flămânzi de aici, cam așa mă simt. Și am mai venit o chestie cu papaya și baby shrimp și ce că e iute. Andreea va spune cât e de iute acum. Nu aș papaya, nu, that doesn't taste like papaya. Mai e treabă papaya? Nu e. E verde, e fix o salată. Ah, si. Salam. Yes. And this one, the green long bean, yes. Lamb, tomato, and they also mixed with the different yes, sauce. Yes, yes. Ziceam că am o idee de business. Să facă România un restaurant, tot așa cu conceptul ăsta. Să avem așa un grill deasupra. Îți vezi aceea pasă de mici, știi, mici puși acolo frumos, cârnăciori. O ceafă de foc și stă băiatul și face aceea. Învârte frumos acolo. Cred că ar face ravagii, crede-mă.
Ar merge, eu m-aș duce așa ceva. Chiar mi se pare o idee foarte mișto. Ba, câte bebe la cu deci, crede-mă, mici. Așa micuț, un grill de bun simț, înțelegi? Scoți în capă, nu știu, 10 mici. 20. 10. Stai acolo, rămână, te ciurești, îți mai învârt acolo un mic. Altfel ieși în oraș, la grătar, în mijlocul orașului. Mi se pare, nu știu dacă te lasă ISU, în schimb. O scurtă pauză publicitară. Mergem până la o farmacie aproape ca să iau un sirop de tusi. Când mă sparge tusi asta, nu știu care e faza cu ea. Tușesc pe de prost. Au, ce băieți mici, aș fac un grătărel frumos. Ai văzut? Că aveam și grătar acolo. N-ai văzut? Mamă, ce mișto, așa asta zic. Asta stai prin România. Milioane o să facem. Asta mai lipsa. Milioane. Deci am ajuns într-un loc care e pictat foarte frumos. Arată super, super, super drăguț. Foarte fain arată. Până și are cuizare pictat. Da. Foarte mișto. Nu, e un oraș superb. E foarte frumos. E mic și foarte îngrijit, așa. Da, foarte. Ce e? Alți lizards, doi chiar. S-au ce mic e-i. Ce-i acolo? The northernmost of Thailand. Golden Triangle. Thailand, Myanmar și Laos. O să vedem zilele astea cel mai nordic punct al Thailandii. Practic, acum suntem aici. Ne arată Alin harta. Thailanda e bucata asta aici. Pe. Suntem fix în nord. Aici e Laos, aici e Myanmar. Suntem la... Da. Laos, nu ce de drumul de noi. Mai multe eliminate. I don't fall granted all the times. Turn it over, lay some help. Can you see? Prin lume încă nu. În bazar. Și am revenit la cazare unde dorm peștișorii. Și sunt și
și peștișuri mici. Și uite piscina la care n-am fost noi în seara asta. Iluminată. Mai este timp, bebe, dacă vrei. Da. Când ați venit la reședința Alex? Pentru două nopți. Noapte bună!